Azi, două cuvinte despre cântarul de bucătărie. Sunt electronice, sunt mai sofisticate, mai scumpe, nu vă recomand să dați banii, cel mai ieftin este ok. Eu nu folosesc zilnic acest cântar, dar vă recomand să-l folosiți nu pentru legume, fructe, zarzavaturi, că astea sunt hipocalorice, dar când e vorba de brânzeturi mai grase, de carne, de, eu știu, alimente așa care nu prea știm cam cât aport energetic ne aduc și avem nevoie de puțin ajutor. Ia, hai să vedem, îi dau drumul. Astăzi o să-mi fac o omletă cu urdă și pentru că am împărțit bucata de urdă în două, zic eu că are în jur de 100 de grame și nu mă înșel, deci cam 100 de grame de urdă, o să pun acolo în caietul de alimentație sau măcar în mintea mea și data viitoare voi ști. Deci e bun, dar sfatul meu este să-l folosiți doar când simțiți că ceva nu concordă mintea cu realitatea și atât. Altfel o să vă plictisiți.